بسم الله الرحمن الرحيم în numele lui Dumnezeu cel milostiv îndurător. Salam aleikum, pace vouă. Vă transmit toată dragostea mea. În timp ce vreau să fac o mărturisire și să recunosc în mod public că nu practic islamul. După o cercetare de 20 de ani a Bibliei, o plăcută cercetare a Bibliei și a creștinismului în toate ramurile și laturile sale, am ajuns la o concluzie, la un mare adevăr pe care Biblia îl conține. Unul este Dumnezeu. Apoi am căutat în continuare. Am căutat și lăudat să fie Dumnezeu, am găsit islamul, am găsit Coranul, am citit Coranul, am recitit Coranul. După posibilitățile mele, după sufletul meu, după mintea mea. Și l-am găsit ca fiind simplu, clar, concret. Cu legi clare care Dumnezeu le dă. De aceea mă oftic foarte tare când aud unii musulmani care spun, de altfel nu numai musulman, oricine care spune așa trebuie să faci. Întreb, de ce? Pentru că așa trebuie. Ei bine, pentru că așa trebuie este cel mai prost răspuns pe care poate să-l dea cineva. Nu există pentru că așa trebuie. Cu tot respectul, asta e numai pentru proști. În momentul în care spui că trebuie să faci ceva, trebuie să spui și de ce. Islamul nu este o religie în care spui așa trebuie. Nu. Este o religie unde trebuie să cercetezi și să crezi. Nu este o religie unde așa trebuie și plecăm capul și tăcem din gură și suntem proști cu toții. Nu. Realmente trebuie să cercetezi. Trebuie să-și faci rugăciunea. Ok. De ce? Uite de ce. Dumnezeu ne spune că trebuie să ne facem rugăciunea. Trebuie să ai răbdare. De ce? Pentru că Dumnezeu ne spune că trebuie să ai răbdare. Este simplu. Există dovezi pentru orice afirmație pe care poți să o faci și care o cere Dumnezeu de la noi. Islamul este o religie în care Dumnezeu nu impune. Dumnezeu ne spune în Coran, nu există silire la credință. Dar tot Dumnezeu în Coran ne spune cum putem să trăim frumos. Cum putem să trăim fericiți. Cum putem să trăim corect în această lume și să ne pregătim pentru cealaltă. Adevărul că Islamul nu este doar o religie. Islamul este o religie, dar nu este doar o religie. Islamul în fapt, este un mod de viață. Islamul este un mod de viață. Și trebuie să recunosc, încă o dată mărturisesc că nu practic islamul. Eu trăiesc islamul. Și încerc să trăiesc islamul în cel mai profund mod, după cele mai minunate învățături ale lui Dumnezeu care le găsim în Coran. După cel mai minunat exemplu, după exemplul profetului Muhammad, pacea să fie asupra lui. Iar profetul Muhammad, pacea să fie asupra lui, a trăit la fel de frumos cum au trăit și alți profeți, normal, cu învățătura Creatorului nostru. O să spuneți, pe cum practici, nu practici islamul, dar trăiești islamul. Foarte simplu. Să vă dau un exemplu. Un arab, un companion, la un moment dat se duce la profetul Muhammad, pacea să fie asupra lor, asupra lui și spune O Rasul Allah, o trimis al lui Dumnezeu, dacă îmi fac rugăciunea, dacă fac mărturisirea, dacă dau danie, dacă țin post și fac haj, este de ajuns? Iar profetul Muhammad, pacea asupra lui, spune da, este de ajuns. Ei bine, acesta este un mod de a practica islamul. În schimb,
În momentul în care treci la următorul nivel, în momentul în care trăiești islamul, este acel moment în care te întrebi în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare seară, ce am făcut eu astăzi pentru Dumnezeu. Pentru că unii au să spună, băi, ești nebun, dar trăiești numai gândindu-te la Dumnezeu. Da, e foarte simplu. De fapt, în momentul în care faci ceva bun pentru familia ta, ai făcut ceva bun pentru Dumnezeu. În momentul în care ai făcut ceva bun pentru vecinul tău, apropiat sau îndepărtat, pentru un cunoscut sau pentru un necunoscut, pentru un orfan sau pentru o văduvă, pentru un neputincios, pentru un nevoiaș, pentru un călător aflat în greutate, în acel moment, de fapt, faci ceva pentru Dumnezeu. Și realmente, noi trăim islamul. Chiar ne punem întrebarea asta în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare seară. Deci, nu practicăm islamul. Pur și simplu, trăim islamul. Este un mod foarte frumos. Este un mod extraordinar. Este un mod deosebit de a trăi. Un exemplu care îl dau mereu, cel care trăiește islamul nu uită niciodată versetul în care spune cel care vrea să vadă fața Domnului lui este cel care răspunde la rău cu binele. Islamul înseamnă dragoste. Dragoste și o viață altruistă. E o viață a dăruirii. Bineînțeles, familiei, ție însuți, să-ți dăruiești o viață curată. Apropiaților, străinilor. Deci, este un mod de viață frumos și altruist. Și vă rog să mă credeți că trăirea islamului, trăirea învățăturilor lui Dumnezeu, îți dă liniște sufletească. Cred că ar fi minunat dacă din ce în ce mai mulți oameni ar trăi islamul și n-ar practica islamul. Lucrul ăsta a existat și pe vremea profetului chiar. Și atunci existau oameni care trăiau islamul și existau oameni care doar practicau islamul. Și bineînțeles existau și ipocriții. Aș vrea să vă gândiți bine la ceea ce am spus și așteptările dumneavoastră. Pace vouă! Salam aleikum!